Hei, salut fraților, ce faceți? Dacă vă place de mine, lăsați un like, mulțumesc tare mult. Ce mai faceți, fraților? Astăzi este ziua îndrăgostiților, fraților, și astăzi este o zi foarte intensă, fraților. Se iubește lumea, iasă la o pință cu gagica, o duce la o prăjitură, îi cumpără băiatul o floare, dar pe lângă floarea aia, pentru băieți, mai trebuie încă ceva, fraților. Să nu rămâne fata cu burta la gură, fraților. Mai trebuie un balonaj ca ăsta, frate, pentru un băiat drăguț și frumos, un balon ca ăsta, sincer, să nu rămână fata cu burta la gură, știți? Băieți de la 18 ani în sus, da, fraților? Uitați, un balon ca ăsta, nu fac promovare la așa ceva, nu fac reclamă, dar ăsta este adevărul, da? Astăzi este ziua îndrăgostiților, fraților, și azi, na, azi este un orar foarte încărcat pentru băieți, da, fraților? Dacă este ziua îndrăgostiților, astăzi se face sex de 3 ori, știi? Dimineață, la amiază și prânz. Scuzați-mă, dimineață, la amiază și seară, da? Asta e programul de azi. Mâine luați programul cum îl luați timpul. De o dată sau de două ori pe zi să face sex, nu știu. Așa, dar astăzi faci de 3 ori pe zi, că astăzi este ziua îndrăgostiților, da, fraților? Și băieți, trebuie să folosească așa ceva, băieți, la 18 ani în sus, nu rămână fata cu burta la gură, da, frate? Și nu fac reclamă la așa ceva, frate, nu fac reclamă, să știți, nu fac. Dar ăsta este adevărul, fraților, este o zi foarte frumoasă astăzi, ziua îndrăgostiților, fraților, știi? Și când faci, te iubești cu o fată, cu siguranță faci și sex, ăsta este adevărul, nu cred că nimeni nu face sex, nu cred asta. Eu cred că faceți toată lumea și asta este adevărul, frață. Trebuie cumpărat un balonaj, este și ieftin pe lângă, nu e scump să nu asta. De ce ești zgârcit și nu cumperi un balonaj ca ăsta să faci sex cu fată, da, frate? Ăsta este adevărul, frate. Un balonaj cu ăsta nu te strică, nu strică deloc la un băiat tânăr care vrea, este foarte, nu știu, energic, foarte excitat, da, frate? Și dacă este și fata la fel, fata așteaptă să-l pune și după aceea începe amorul, știi? Da, frate, sincer să vă spun încă o dată, nu fac reclamă la așa ceva, dar ăsta este adevărul, fraților. Trebuie cumpărat un din ăsta, un balonaj ca ăsta și trebuie făcut treaba corectă. Un băiat tânăr care nu vrea să aibă copii, cu siguranță. Și ăsta este vlogul meu de astăzi și dacă v-a plăcut, lăsați un follow pe Superman Nicolas pe Instagram și mulțumesc tare mult. Și nu fac reclamă la așa ceva și dacă v-am supărat cu videoclipul ăsta, mă scuzați, o zi frumoasă!